zăpada viscolită a acoperit șoseaua pe o porțiune de câțiva kilometri. Tirurile neechipate pentru iarnă, în special cele care se aflau în cursele internaționale și mergeau înspre și dinspre Vama Siret, au rămas blocate și au avut nevoie de ajutor pentru a fi tractate și pentru ca drumul să fie eliberat. Ce se întâmplă? N-au caușucuri buni și nu pot urca la deal. Am acționat cu 3 mașini deodată. Au rămas blocați câțiva? Au rămas blocate multe mașini. N-au nici lanțuri, nici caușucuri, nici nimic. Doar care au avut caușucuri, au urcat. I-au luat pe neașteptate. De cât timp stați aici? Am o oră jumătate. Mi s-a dus program, mi s-a dus cu tot. Și unde trebuie să mergeți? În Polonia. Polonia? Polonia, Polonia. Poliția rutieră a fost nevoită să restricționeze traficul pe E85 în zona Ratoș, iar toate mașinile de tonaj au fost trase pe dreapta până s-a curățat parțial carosabilul. Pe drumul național 2, între localitățile Ratoș și Siret, s-a creat un blocaj datorită zăpezii adunate pe carosabil de vântul foarte puternic. S-a intervenit cu 4 echipaje de poliție care au oprit traficul greu dinspre Siret, respectiv dinspre Suceava, pentru a facilita intervenția utilajelor de la drumul național. Au rămas mai multe tiruri blocate, iar echipajele de poliție rutieră au dirijat traficul alternativ pe cele două sensuri pentru a putea debloca drumul național 2. Conducătorii auto care circulă în condițiile de față, în condiții în care carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, având cauciucuri de vară, vor fi sancționați contravențional conform legislației rutiere în vigoare. Abia după 2 ore, tirurile au fost lăsate să circule alternativ pe câte un sens. Ce problem! Poliția e super!